2. Bună. De unde vii? Cum de unde vin? De la slujbă, de la slujba noastră, cea de toate zilele. Ai zău! Păi la slujbă termin la ora 3, acum e 3 și jumătate. Unde ai stat până acum? Am stat în stație la tramvai și cât l-am așteptat, am cumpărat și eu un ziar. Te pomenești că nu este milionar și eu nu știam. E bine că aflu acum, nu este milionar. Plecând la serviciu, dă bani pe ziare așa. Că ave... Nu cumva ai cumpărat Sexy Balamuc? Nu, pe ăla îl citesc de la fica noastră. Oh, ce să-ți povestesc, la mișto nu ne întrece nimeni. Hai, lasă, atunci în altă parte unde ai stat? Am spus, am stat în altă parte, în tramvai. Dar în tramvai nu stai, în tramvai mergi. Ai înțeles? Vezi că minți? Eu nu te mint, Cristina. Minți? Tramvaiul a mers, eu am stat. Ce-ai făcut tu? Tramvaiul a mers, eu am stat. Aha, păi dacă știi că eu te aștept cu masa, de ce ai stat? A? Dragă, întreabă pe toți cei cu care am venit în tramvai. Pe Nicu, pe Ionel, pe Gicu. Întreabă pe Elvira. Care Elvira? De la registratură. Și ce ai tu cu Elvira de la registratură? Păi dacă vine și ea cu tramvaiul 12. Oh, și alt tramvai nu poate să ia? Ea nu poate să vină acasă de tramvaiul tău? Păi dar nu e tramvaiul meu, Cristina. E tramvaiul public. E un bun public. Ce vin am eu dacă tramvaiul ăla numai 12 o duce pe ea acasă? Acasă la cine? Acasă la ea. Ce cauți tu în tramvaiul care duce acasă la ea? Bine, dar tramvaiul ăla duce și la mine, și la noi acasă. La noi acasă? Mai vorbește de noi, spune și mie! Totu, ce-i cu Elvira asta? Unde stă ea? Aici, în cartier. Și cine a dat casa aici, în cartier? Primăria. Și primăria nu știa că tu ești însurat? Păi, dar nu mi-a dat mie, dragă, i-a dat ei. Doamne, când îl aud, când îl aud și ție, cine ți-a dat casă? Primăria. Ha! Păi vezi, vezi că minți, da, primăria. Deci primăria va da casă la amândoi, ție lângă ea și ei lângă tine. Bravo, mamă, bravo, mamă, minunat. E foarte bine, foarte, să facă cerere. Să facă cerere, să faci cerere, tu să faci. De ce? Să se mute. Cum o să fac cerere, draga mea? N-am niciun motiv. Bai. Bine. Bai. Bine, atunci să ne mutăm noi. De ce să se mute ea? Ce-a făcut? Adică tu preferi să te muți tu? Să ne mutăm noi în loc să se mute ea? Cum o să mă... Nu cumva vrei să te muți la ea? Cum o să mă mut la ea, Cristina? Aici e casa noastră. Păi n-ai zis tu că vrei să te muți la ea? Ticălos ce ești, n-ai pic de suflet. Vrei să pleci să mă lai singură. În brate sărbători, că am dreptate, mama, draga că te-a zis mea, că draga ești mea, dragă, te rog din suflet să taci un pic. 5 minute, un minut, taci un pic și dăm de mâncare, câte să taci un minut? Tu ce-și iubitoare, ești nimic. Un minut tic-tac și a trecut, a, e și o melodie, un minut tic-tac și a trecut. Cântecul nu e tic-tac, e tic-tac. A, păi așa e, așa e, păi hai să-l cântăm împreună. Și în timpul ăsta îmi dai de mâncare. Auzi, eu nu tic-tac nimic. Până nu-mi spui ce e cu Elvira asta. Păi ce să fie, mamă dragă, n-am nimic cu Elvira, eu te am pe tine, Cristino. Dacă mai pe mine, de ce mergi cu ea? Cu tramvaiul? De ce nu mergi cu mine, de exemplu? A? Păi tu azi ai stat acasă, de unde să te iau eu? Da, dacă mă iubești, ești mă iei. Cum adică, Cristina, să stai 2 secunde să ne înțelegem? Da. Adică să mă duc la slujbă, exact. După aia să mă întorc acasă să te iau pe tine, da. După care iar să mă duc la slujbă, da. Și iar să mă întorc să te iau pe tine? Da. Păi ăsta-i balamul curat! Dă-mi de mâncare! Află de la mine că este ultima oară când îți dau de mâncare. Pentru că tu de auzi cum vorbești? Tu de auzi cum țipi la mine? Cum îți permiți? Eu niciodată nu ridic tonul la tine. Dar tu țipi întotdeauna că m-ai găsit de proastă. Mulțumesc! Că, sigur că da, n-ai ce să mulțumesc. Eu sunt proasta ta, da, pentru că sunt prea bună. Mă rog, și fac tot ce trebuie în casa asta. Pa mâncare bună ca tu să-ți faci tot ce-ți arde ție. Tot ce-ți vine ție la îndemână, da? Hai, să spun. Nu mai știu ce,
Să nu spui un cuvânt că jar mănânci. Ai înțeles? Hai, ți-am pus. Ai grijă cum mănânci, să înțelegi, să fii normal. Te rog frumos, hai, la masă omul nu trebuie să mănânce nervos. Ba, asta vreau și eu. Și eu. Cu tramvaiul 15 nu putea să meargă Elvira asta dumitale? Cine? Elvira, taci! Mănâncă că se răcește. Câți ani are? Cine, dragă? Elvira, taci! Mănâncă că se răcește. Mai frumoasă ca mine? Cine? Elvira, taci! Mănâncă că se răcește. S-a răcit, nu mai mănânc, îmi face rău. Da? Da. Nu cumva ai mâncat în oraș? Nu. Drăguță? Nu, n-am mâncat, nu, dar sunt sătul. El e sătul. Și tu de ce mai mănânci? Păi mi-ai zis că astăzi faci niște prăjituri cu nu știu ce fel de gemuri, cu gem de caise, cu gem de zmeură. Am făcut și cu zmeură și cu caise. Păi atunci dăm, te rog. Să-ți dea Elvira! Eu nu-ți dau, pentru că m-a costat foarte mult rețeta, înțelegi? Am dat 2000! Atunci 2000 pe rețetă! Atunci dăm ce vrei tu, numai dăm! O să-ți dau! Pentru simplu motiv că sunt bună, cum se cade, drăguță, dulce și că sunt soția ideală. Poftim! Hai, să vezi ce bun. Lasă! Ce e, mă mic? Nu-ți place? Nu-i bun? Ce poți, dragă? Nu-mi fă de-astea! Nu-mi fă de-astea de sărbători! Nu-mi fă de-astea! Revinu-ți! Stai așa, stai așa. E mai bine? Gata. Băiatul, mamă. Băi, mamă, pe ce m-ai speriat? Unde, băiatul? Auzi?